Bună ziua, suntem cu domnul Silviu Ioan Coșa, fost prefect al județului Constanța, pentru o discuție aici pe malul Mării. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație. Suntem la Zoom Beach, într-o perioadă în care sezonul turistic s-a terminat, dar a început sezonul alegerilor, nu? Da, sezonul alegerilor din punct de vedere administrativ, pentru că din punct de vedere al prezentării rezultatelor celor care sunt în administrația publică, sezon este 24 de ore pe zi, 7 ore din 7. Dacă tot vorbim de alegeri, de data asta să vorbim de alegeri personale. Când v-ați decis să faceți politică? Cum v-ați dat seama că vreți să faceți politică și cum ați luat această decizie? Eu am absolvit liceul în perioada comunistă. Ulterior, Revoluția din decembrie 89 m-a prins militar în termen la Otopeni și am trăit toate acele evenimente în care tot ce era rău în comunism ieșea afară, întrucât comunismul era pe cale să sucombe. În tot acest context, undeva prin 1993, m-am hotărât să devin parte a mișcării acestei anticomuniste și am decis că cel mai bun lucru pe care îl pot face este să mă înscriu într-o formațiune politică total opusă comunismului. Drept pentru care am mers pe Bulevardul Ferdinand, pentru că știam că acolo este sediul PNCCD. Am intrat în PNC și am spus: bună ziua, vreau să mă înscriu în partid, urăsc comunismul, vreau să fiu alături de voi, să facem. Ok, îmi scoate o adeziune, o domnișoară care era la secretariat și spun: nu, dar nu vreau în PNC, vreau un PNL, dar nu știu unde este sediul. M-am îndrumat către sediul de pe Vasile Pârvan, m-am dus, m-am înscris, m-am activat în cadrul organizației de tineret până aproximativ în anul 2000. Am fost chiar președintele organizației de tinere județene și membru în biroul politic național, după care, prin prisma carierei de funcționar public, a trebuit să stau mai departe de politică, chiar dacă mi-am păstrat calitatea de membru. Până în momentul 2020, când filiala județeană mi-a propus să fiu prefect al județului Constanța, am acceptat cu mare bucurie și cu onoare și cu responsabilitate această funcție și ulterior, în momentul în care funcția s-a transformat dintr-una de înalt funcționar public într-o funcție de demnitar, am putut să candidez și pentru funcții în cadrul partidului. Sunt în momentul de față prim vicepreședinte al organizației județene și vicepreședinte regional al Partidului Național Liberal. De aici încolo lucrurile oarecum au decurs de la sine, implicarea în activitatea politică, coroborat cu ceea ce înseamnă implicarea în administrație publică ca și prefect. Cu ce se ocupă un prefect? Am constatat și eu că un prefect se ocupă cu toate. La început, pandemia răpea undeva la 90% din timpul de muncă și undeva la 75% din timpul total de viață. Însă, ulterior, după ce a trecut perioada pandemică, ușor, viața administrativă, viața politică chiar, au revenit la normalitate și am reușit să ne ocupăm și să gestionăm și alte aspecte ale vieții sociale-economice din județul Constanța. Prefectul are în primul rând atribuții legate de situații de urgență. Orice situație de urgență apare, prefectul trebuie să fie primul care se ocupă și gestionează acea situație de urgență, fie că vorbim de un viscol, de o inundație, de pandemie, că și aceea a fost o situație de urgență, de explozii, de incendii, pentru că din păcate am avut și așa ceva în județul Constanța. Însă gestionarea situațiilor de urgență nu presupune doar prezența la fața locului sau explicarea stadiului intervenției pas cu pas. Presupune și acțiunile de prevenire și din acest punct de vedere, prin intermediul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, am adoptat toate planurile de intervenție necesare, fie că vorbim de planuri pentru acțiune în caz de inundații, fie că vorbim de planuri de acțiune pentru sezonul rece, pentru sezonul estival, planurile pentru siguranță școlară, toate sunt aprobate de comisii sau de comitete prezidate de către prefect. De asemenea, prefectul are atribuții pe ceea ce înseamnă legalitatea actelor administrative emise de autoritățile locale și în cei patru
ani de mandat, autoritățile locale din județul Constanța au emis peste 140.000 de acte administrative care au constituit obiectul analizei de legalitate efectuate de colegii din instituția prefectului. Așa mult? 140.000? Da, sunt undeva la 40.000 pe an într-o perioadă normală. Înțeleg că ați fost mult prin județ, nu? Da, bineînțeles. Județul era laboratorul nostru de muncă, pentru că activitățile pe care le desfășurăm, sediile instituțiilor sunt în municipiul Constanța, însă uneori e bine să ajungi și în județ și am avut deplasări în județ, fie că a fost vorba de promovarea învățământului dual, fie că a fost vorba de întâlniri cu medicii de familie în perioada pandemiei, fie că a fost vorba de ceea ce înseamnă registrele agricole și registrul de nomenclatorelor stradale, registre în care iarăși am fost foarte mult implicați în ceea ce privește completarea și aducerea lor la zi. Cum apreciați nivelul de dezvoltare al județului, dacă ne referim în special la modul în care trăiesc oamenii, la confortul de care au parte oamenii din mediul rural? Bineînțeles că este foarte mult de îmbunătățit în acest domeniu. Este și motivul pentru care Partidul Național Liberal a susținut încă de la început acest program național de investiții, Anghel Saligny, pentru că programul național de investiții a însemnat peste 50 de miliarde de lei investiții, în special în mediul rural, pentru străzi, pentru rețele de alimentare cu gaz, rețele de alimentare cu apă potabilă, canalizare, anvelopări de clădiri. Numai în Mihail Cogălnicianu, de exemplu, este o comună din județul Constanța, sunt peste 17 clădiri care urmează să fie reabilitate din punct de vedere termic cu bani proveniți inclusiv de la Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Au fost câteva miliarde bune cheltuite în acest sens, nu doar de autoritățile liberale, chiar dacă liberale au fost puțin mai harnici decât colegilor din alte partide în acest domeniu, dar toate comunitățile locale au beneficiat de aceste programe naționale de investiții, cum a fost Anghel Saligny sau cum este PNRR, PNRR care a însemnat iarăși o infuzie de bani europeni în întreg județul Constanța, de la străzi, la CET, la iarăși reabilitări de clădiri, infrastructură pentru microbuze electrice care urmează să vină în perioada următoare. Toate au un singur scop, creșterea nivelului de trai al cetățenilor din județul Constanța și în special reducerea acestui decalaj între rural și urbanul mare. Întrebarea mea viza, de fapt, decalajul dintre localitățile rurale. Întrebarea merge mai departe și sună cam așa. Chiar toate localitățile s-au dezvoltat? Sau există și locuri în care oamenii nu au apă, nu au canalizare, au probleme, să zicem, cu drumurile? Vă pun un exemplu. În Dobromir, de exemplu, Dobromir nu cred că a accesat pe administrația din ultimii 4 ani de zile vreun program de finanțare. De ce există aceste deosebiri? Deosebirile provin din modul în care fiecare autoritate locală, fiecare primar în general, înțelege să facă ceva pentru comunitatea care l-a pus în fruntea instituției respective. Sunt primari care s-au zbătut foarte mult să prindă orice bani europeni, orice finanțare guvernamentală a fost disponibilă. Acum ei se luptă în continuare să facă rost de părțile de cofinanțare sau de banii necesari pentru cheltuieli neeligibile. Fac tot ceea ce trebuie să facă în acest domeniu, chiar dacă asta înseamnă să stea toată ziua pe drumuri, să bată pe toată lumea la cap. Caută să aducă bani în comunitatea lor pentru ceea ce am mai spus, rețele de apă, rețele de alimentare cu gaz, canalizări, grădinițe, creșe, reabilitări de creșe și de grădinițe, reabilitări de școli. În Constanța anul acesta sunt undeva la 23 sau 25 de școli care urmează să fie reabilitate din punct de vedere termic. Este un efort și acesta care poate nici măcar nu este cunoscut decât de cei care activează unitățile de învățământ necesare respective. Sunt pe de altă parte oameni care, aflându-se la cârma unei primării,
nu sunt interesați de utilizarea acestor bani europeni sau de sumele disponibile din fonduri guvernamentale. Să ne întoarcem, de exemplu, la Dobromir. Acolo avem am avut un primar care a fost în funcție mai multe mandate. Personal, cum vă explicați faptul că cetățenii îl votează în continuare, deși comunitatea nu se schimbă în bine? Orice schimbare a unei comunități începe cu o schimbare de mentalitate. Mă bucur să constat că la Dobromir a avut loc schimbarea aceasta de mentalitate pentru că au votat alt primar. Da. Și un primar liberal își va intra în mandat de la sfârșitul acestei luni, probabil. Ceea ce deschide alte orizonturi comunității respective și dă oarecum așa o direcție și o speranță în ceea ce înseamnă ziua de mâine, anul viitor, peste 10 ani și așa mai departe. Dumneavoastră considerați că electoratul rural este educat? Înțelege ce înseamnă educație civică, politică? Înțelege cu ce se ocupă un primar? În general există o necunoaștere, nu doar în mediul rural, există o necunoaștere a atribuțiilor instituțiilor și a reprezentanților, a conducătorilor acestor instituții. Dacă nu ar exista această necunoaștere, nu ar fi posibil, de exemplu, pentru un candidat la președinție să pretindă că poate construi case la prețuri modice. Și mulți oameni să-l creadă. Și mulți oameni să-l creadă, că aici este problema că-l crede, că de spus putem spune fiecare ce dorim. Un eșec al educației? Nu este dacă un eșec... după 30 și ceva de ani de democrație, statul nu a reușit să-și educe cetățenii în legătură cu aceste aspecte, o cultură civică, politică? Discuția aici ar fi mult mai largă și ar trebui să facem și puțină filozofie socială, nu știu dacă avem timpul să facem asta. Avem cât cetățeanul, timp cetățeanul nu trebuie să fie legat de stat. De aici vine și diferența principală între ceea ce înseamnă dreapta și stânga. PNL își dorește ca partid, ca principal partid de dreapta, Partidul Național Liberal își dorește o clasă de mijloc puternică. Asta înseamnă antreprenori sau oameni cu venituri salariale dincolo de medie. Acești oameni au capacitatea să înțeleagă și să se preocupe, au și timpul necesar să se preocupe mai bine de ceea ce înseamnă funcționarea statului, să se implice civic. Pe de altă parte, socialdemocrația își dorește, și asta reușește, din păcate, își dorește o împărțire a sărăciei și își dorește menținerea cetățeanului legat de aparatul de stat, fie că vorbim de venitul minim garantat sau vorbim de chiar și de pensii, dacă vorbim, și de modul în care acestea sunt tratate și prezentate în spațiul public, observăm că socialdemocrația va încerca întotdeauna să țină cetățeanul legat de stat, caz în care dorința cetățeanului de a se implica civic scade. Eu nu cred că oamenii trebuie să fie educați vis-a-vis de ceea ce fiecare instituție trebuie să facă. Pur și simplu, instituțiile respective trebuie să-și facă treaba. Există legi care guvernează fiecare instituție în parte, există proceduri, regulamente de funcționare și așa mai departe, care gestionează modurile în care lucrurile trebuie să miște în cadrul unei instituții și atribuțiile fiecăruia, și instituțiile pur și simplu, prin intermediul funcționarilor publici și a angajaților, trebuie să-și facă treaba, atâta tot. Cetățeanul, după mine, nu trebuie neapărat să cunoască ce face fiecare instituție în parte. Prin urmare, dacă dorește, o poate face, dacă nu, pentru că nici instituțiile nu vin la noi acasă să ne întrebe, aveți bani să vă plătiți taxele și impozitele, cum ați mai dus-o, cum... Da, dar nu credeți că avea principiul de reciprocitate? Oportun ca aceste lucruri să se învețe la școală, pur și simplu la școală? Da, este necesar, pe lângă acesta, este și un rol al fiecărei instituții în parte. Noi, la instituția prefectului, am avut chiar câteva acțiuni în acest domeniu, legate de modul în care serviciile de concentrate din județul Constanța comunică cu cetățenii, pentru că este necesar ca fiecare instituție să-și comunice activitatea, să explice de ce face ceea ce face. În cazul în care apare o informație eronată vis-a-vis de o instituție, acea informație să fie corectată cât mai repede de către reprezentanții instituției în cauză, astfel încât oamenii să aibă în permanență un feedback vis-a-vis de ceea ce înseamnă o informație reală și corectă versus fake news sau bârfă, chiar aș putea spune.
urmare a acțiunilor noastre ne-am asigurat că fiecare instituție are un comunicator, fie că este un salariat care are atribuții specifice în acest sens, cum e cazul instituției prefectului, ISU, poliția de asemenea au astfel de comunicatori, fie că o persoană din conducerea instituției își asumă rolul acesta de comunicator, astfel încât oamenii, cetățenii județului Constanța, să fie în permanent contact cu ceea ce instituția respectiv face, iar atunci când apare o problemă, instituția să aibă un feedback foarte rapid și să explice de ce a făcut ce a făcut sau de ce nu a făcut ceea ce trebuia să facă. Să aprofundăm puțin acest moment al discuției. Prin urmare, de ce credeți că în România oamenii, în general, mai degrabă nu au încredere în instituții? Este o problemă generală și cred că am fost singura instituție a prefectului care avea trecut ca obiectiv strategic creșterea gradului de încredere a oamenilor în instituțiile statului. Am căutat să fie trecut în documentul care guvernează activitatea instituției acest obiectiv de creșterea încrederii cetățenilor. Nu cred că este acest lucru doar în România. În general, și există studii în acest domeniu, în momentul în care în spațiul public apare o informație despre cei care asigură administrația publică, guvernarea, oamenii în proporție de 80% se așteaptă ca acea știre să fie negativă. Pentru că fiecare dintre noi în viața personală avem neîmpliniri, avem frustrări, ne ciocnim de multe ori de obtuzitate sau de nedreptate în relație cu instituțiile statului și automat știrile negative penetrează mai repede. Tocmai de aceea este esențial, așa cum am spus, ca fiecare instituție să explice ceea ce face, să explice de ce face ceea ce face, chiar dacă la început poate nu este crezută, dar sâmburele acela de adevăr care există în activitatea fiecărei instituții trebuie să ajungă în conștiința oamenilor și ei să înțeleagă că, de fapt, fie că vorbim de structurile MAI, fie că vorbim de sistemul de sănătate, că vorbim de prefectură, că vorbim de, nu știu, Ministerul Integrării Europene, toate instituțiile au un singur scop, să servească cetățean. Vorbeați mai devreme despre fake news. Credeți că în România e nevoie de o lege care să reglementeze fake news? Cred că ar fi absolut inutilă o astfel de lege, pentru că ar fi destul de greu să diferențiem un fake news 100% de un fake news 10%. Dacă vă aduceți aminte, a existat la un moment dat un parlamentar care introdusese în Parlament, în procesul legislativ, un proiect de lege prin care toate publicațiile să fie obligate să dea 50% știri negative, 50% știri pozitive, ceea ce era o aberație. Pur și simplu nu le puteai diferenția. Nu, fake news-ul trebuie combătut în primul rând, am zis-o și îmi cer scuze pentru redundanță, trebuie combătut printr-o comunicare rapidă, onestă și eficientă din partea instituțiilor statului. Este singura cale prin care toate informațiile care circulă în spațiul public și au caracterul acesta de fake news să fie combătute. De asemenea, este foarte important rolul dumneavoastră și am mai spus-o și o vom mai spune, rolul jurnaliștilor care au nume, prenume, chip, oameni care pot fi identificați, oameni care pot genera încredere indiferent de modul în care îi prezintă știrile. Vis-a-vis de o postare anonimă făcută pe Facebook, de pe un cont anonim, care nu știm ce are în spate, nu știm ce interese deservește, un jurnalist care are nume, prenume, chip, poate fi identificat, oamenii se pot raporta cu el, se pot întâlni cu el în supermarket la cumpărături, prezintă întotdeauna mult mai mult credibilitate și este iarăși un mijloc foarte important de combatere a fake news-ului. Vorbeați mai devreme despre o deosebire între social-democrație și liberalism, în fapt despre cele două partide din România, PSD și PNL, și spuneați că Partidul Național Liberal susține antreprenoriatul. Vreau să vă întreb dacă considerați că în România astăzi taxele pe business sunt unele prietenoase și dacă sprijină antreprenoriatul sau poate dacă dimpotrivă îngreunează activitatea de business. În general, impozitele, taxa presupune o anumită contraprestație. Dacă vrei să schimbi permisul de conducere, plătești o taxă. În schimb, instituția în cauză îți eliberează alt permis. Spre deosebire de taxe, impozitele nu au nicio contraprestație echivalentă directă
impozitele să rețin, ceea ce tu primești în schimb sunt serviciile medicale, serviciile de educație, siguranța și așa mai departe. Nimeni nu este bucuros astfel, neavând o contraprestație directă și imediată, să plătească impozite. Însă... mai ales dacă prestațiile pe care le primește în schimb sunt discutabile în ceea ce privește calitatea lor. Prestațiile vor fi întotdeauna discutabile și le spuneam la un moment dat, cred că la deschiderea anului universitar la Universitatea Ovidus, le spuneam, gândiți-vă că nu ați fi foarte fericit să primiți un serviciu medical de nota 6. Sau când vă duceți mașina la service, să vă repare mașina de nota 7,5. Ați dori o prestație de 10. Așadar, este și obligația voastră, și nu doar a lor, a fiecare dintre noi, să activăm de nota 10. Pentru că altfel profesorii sunt nemulțumiți de prestațiile medicale, medicii sunt poate nemulțumiți de prestațiile referitoare la siguranță, polițiștii au poate anumite probleme vis-a-vis de ceea ce înseamnă educația în școli și toți sunt nemulțumiți între noi, însă nu reușim să ieșim din cercul acesta. Și păi atunci, da, dar haideți să începem discuția altfel. Antreprenorul are o prestație de nota 10 în raport cu statul pentru că își plătește taxele și impozitele. Da, corect. Și vrea să primească servicii de nota 10. 85% dintre antreprenori își plătesc taxele și impozitele în termen. Deci dacă facem o medie, avem 8,5, să spunem. Dar nota 8,5 din primește ceilalți, servicii de aceeași. De rândul celorlalți, cei care înregistrează arierate, undeva la 20%, chiar puțin peste, dintre arierate sunt recuperate și ei s-a reușit un progres de vreo, nu știu, 10.000% în ultimii 15 ani, pentru că s-a recuperat foarte puțin. În ceea ce privește cantitatea de impozite și taxe plătite, România se află undeva la coada clasamentului, în sensul în care doar 26% din PIB este asigurat din încasările fiscale. În alte state, cantitatea, procentul din PIB realizat prin încasările din taxe și impozite este mult mai mare. Din acest punct de vedere, mai este de lucrat. Și aici intervine un alt element foarte important în ziua de astăzi, PNRR. PNRR-ul nu este doar un program de finanțare, așa cum este Programul Național de Investiții Anghel Saligny. La Anghel Saligny, primarul își întocmește o documentație cu responsabilitate, spune că vrea să asfalteze 4 km de stradă și primește suma de bani necesară acelei asfaltări. PNRR-ul urmărește o reformă. PNRR-ul acordă bani doar dacă îndeplinești anumite jaloane și ținte. Deci doar dacă faci anumite reforme, unul dintre aceste domenii în care reforma este necesară este domeniul fiscal. Și urmează ca, după o vizită a Băncii Mondiale la începutul anului viitor, să fie definitivat, în funcție de ce scenariu se va alege, să fie definitivată și această reformă, care va fi în primul rând o reformă legislativă a sistemului fiscal. Tot ceea ce înseamnă economie sustenabilă, adică ceva care se poate întreține fără intervenție din afară, tot ceea ce înseamnă economie verde, de asemenea constituie un obiect a reformei gestionate prin intermediul acestui PNRR. Și aici fac o paranteză, din punct de vedere energetic stăm foarte bine. Ca și independență energetică, noi ne asigurăm peste 70% din necesarul de energie din surse proprie, având în vedere faptul că media la nivel european e undeva de 30-40%. De asemenea, suntem la peste 25% energie regenerabilă în condițiile în care media europeană e undeva la 18%. Deci energia, cea care pune totul în mișcare, în România este la un nivel de dependență și la o valoare de sustenabilitate foarte bună. Spuneam de PNRR, el gestionează tot ceea ce înseamnă reformă. Reformele acestea, în primul rând cele fiscale, că de aici am pornit discuția, sunt de natură să asigure, în primul rând, o mai mare echitabilitate în ceea ce privește plata impozitelor și a taxelor. În al doilea rând, trebuie să asigure un salariu minim care să permită oamenilor care primesc acest salariu minim să-și asigure nivelul de trai, dar, pe de altă parte, salariul minim să nu povăreze antreprenorul foarte mult, pentru că pentru orice antreprenor salariul minim este un element de cost și în momentul în care costurile cresc, automat și prețul produselor vor crește. De asemenea, tot în ceea ce înseamnă reforma
fiscală, se va avea în vedere și sistemul de facilități acordat și reanalizat prin prisma eficienței pe care facilitățile o au pentru societate în ansamblu. Și tot aici aș menționa, că tot vorbeam de tineri, un sistem de facilități și de așezare a sistemului de taxe și impozite, astfel încât antreprenorii cu vârsta de sub 35 de ani să fie încurajați să-și deschidă afaceri și în felul acesta să contribuie la ce vorbeam puțin mai devreme, la creșterea acelui segment numit clasă de mijloc. Credeți că România se îndreaptă într-o direcție bună din punct de vedere economic? Da, bineînțeles că ne îndreptăm într-o direcție bună. Dar datoria publică vă îngrijorează? Datoria publică are un nivel de 60 ceva la sută. Probabil în următorul an sau doi va mai crește, după care va începe să scadă. Știți, există un plan de reducere a deficitului bugetar. În momentul de față, la sfârșitul acestui an, el va fi binișor peste 7%. Este un plan de reducere al acestui deficit bugetar până sub 3% în anul 2031. Conform acestui plan, și datoria publică va ajunge undeva sub 50% din produsul intern brut, dar, repet, în Spania, de exemplu, este peste 100% din produsul intern brut, datoria publică. Nu este o problemă chiar atât de mare în momentul de față. Aș vrea să vorbim puțin despre locul României în Uniunea Europeană. Credeți că România are parte de un tratament corect sau este privită ca o țară de mâna a doua, așa cum există multe voci care vehiculează această idee pe social media? Pe mine mă deranjează foarte mult când aud români, și dacă intrați, imposibil să nu fi văzut comentarii pe rețele de socializare în care să spună: vai, dar ce țară de mâna a doua sunt. Am devenit o colonie. Vai, dar ce popor. Vai, dar am devenit o colonie. Vai, 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 da. Vai. Nu, noi trebuie să spunem că suntem români, trebuie să fim mândri, trebuie să stăm cu fruntea sus și trebuie să facem, în primul rând, să facem ceea ce este de făcut, astfel încât să mergem mai departe. Vis-a-vis de direcția pe care noi avem, în primul rând, da, nu avem loc în altă parte decât în Uniunea Europeană. Viitorul nostru nu poate fi altul decât european. Cum mergem pe această direcție a viitorului european? Păi foarte bine, în condițiile în care creșterea medie a PIB-ului în Europa a fost undeva sub 2% în perioada imediat după criză, în perioada 2011-2020, România a avut peste 4% creșterea PIB-ului. În condițiile în care pandemia a adus o scădere, o contracție a economiei de peste 6% la nivelul Uniunii Europene, în România economia s-a contractat cu doar 3%, deci undeva la jumătate. Dar și inflația este mai mare decât în alte state este din lume. Este o problemă, într-adevăr. Inflația este mai mare. Austria are undeva la 6%, noi am avut 9% anul trecut. Însă trebuie să ținem cont că vorbeam mai devreme de salariu minim, trebuie să ținem cont de faptul că în condițiile în care PIB-ul pe cap de locuitor, am vorbit de Spania, PIB-ul pe cap de locuitor în Spania este de 2,5 ori mai mare decât în România, România salariul este doar de 2 ori mai mic, salariul minim, decât este în Spania. Deci din acest punct de vedere, am reușit să asigurăm un echilibru între ceea ce economia produce și modul în care cetățenii pot fi plătiți pentru munca pe care o depun. Și atunci, de ce există această idee în societate destul de răspândită în anumite medii, și anume că România este o colonie, ne întoarcem, că nu are parte de tratament corect în UE, lucruri pe care nu sunt resimțite în același mod în Franța, în Spania? Aici este vorba tot de comunicare, în primul rând. În momentul în care, în lupta politică, în loc să folosești elemente de patriotism corecte, acelea care să te facă să fii într-adevăr mândru de țara ta. Și v-am dat câteva exemple. Din punct de vedere al creșterii economice, românii, că nu poți avea în România creștere economică fără români. Deci românii au reușit să asigure țării în care ei trăiesc o creștere economică dublă ca nivel față de media europeană. Românii au reușit să-și asigure independența energetică într-o proporție infinit mai mare decât celelalte state europene.
Românii au reușit, chiar acum vedeam, să-și achite tot ceea ce înseamnă, de exemplu, vă dau un exemplu dintr-un cu totul alt domeniu, au reușit să achite tot ceea ce înseamnă salariile asistenților pentru persoane cu handicap și să asigurăm acelor persoane cu handicap un însoțitor care să le satisfacă nevoile și care să le permită un trai cât mai aproape de normalitate. Deci noi, românii, că suntem lăcătuși, pentru că și eu am fost lăcătuși, de aceea am permis să dau exemplul ăsta, că suntem lăcătuși, că suntem prefecți, că suntem profesori, că suntem polițiști, noi cu toți am reușit să asigurăm țării noastre, în primul rând, o schimbare de direcție de la ceea ce a însemnat comunismul, și eu l-am trăit, știu ceea ce înseamnă, nu povestesc din cărți, către țara europeană orientată spre viitor, care suntem astăzi. Asta trebuie să înțelegem și asta trebuie să comunicăm cât mai mult și cât mai des. Din păcate, în lupta politică se folosesc și alte argumente, foarte multe argumente negative, și întotdeauna nu mă pricep foarte bine la aceste principii psihologice, dar se pare că aceste argumente au un nivel de aderență mult mai mare și mai rapid în conștiința colectivă. Haideți să vorbim puțin despre noul job la care accesați, acela de senator în Parlamentul României. Ce vă doriți să faceți dacă veți ajunge senator? Eu am activat înainte și pe parcursul facultății, am activat și în domeniul privat, însă după absolvirea Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ovidius, m-am angajat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde am activat până în 2020, când a devenit prefect. Chiar și acum locul meu de muncă este acela de șef administrației ajuns la Administrația Finanțelor Publice Constanța. M-am obișnuit din această postură, înainte să mă apuc de orice job, să mă uit în fișa postului, să văd ce am de făcut în fișa postului. Și aia trebuie să fac. Nu trebuie să fac case, nu trebuie să scriu poezii, nu trebuie, trebuie să colectez taxe și impozite. Acum, ca parlamentar, ca senator, trebuie să fie să creăm legi acolo unde cadrul legislativ nu este complet, fie să le modificăm în concordanță cu ceea ce ne dorim de la România și cu ceea ce reușim să transmitem celor care ne votează vis-a-vis de viitorul României. V-am vorbit de PNRR, din punctul meu de vedere, sunt câteva sute de jaloane și ținte în PNRR, toate reprezentând încă un pas în dezvoltarea României. Nu trebuie să dăm dovadă de foarte multă creativitate în acest domeniu, pentru că acel PNRR a fost scris tot de români și aprobat ulterior de forurile europene. Trebuie să urmărim în primul rând îndeplinirea acelor reforme pe care noi, la demararea PNRR, ni le-am asumat. Reforme care să ne ducă către dezvoltare, către o dezvoltare verde, către o dezvoltare sustenabilă, către o dezvoltare care să asigure fiecăruia dintre noi veniturile necesare și un nivel al demnității în societate și în comunitatea în care trăiește. În general, cam aceasta este direcția pe care voi căuta să o urmez ca parlamentar. Modificările, cadrul legislativ, astfel încât toate acele reforme din PNRR să fie duse la bun sfârșit, plus că ducerea la bun sfârșit a acestor reforme înseamnă și niște bani care intră în țară, sume care au un rol extraordinar de important, pentru că banii care au venit din PNRR, ce-a mai venit din fondurile europene, tot felul de altfel de alte programe europene. Anul trecut au fost undeva la vreo 19 miliarde parcă. Dacă peste aceștia venim cu 10-11 miliarde pe care diaspora i-a trimis în țară, ne dăm seama de ce cea mai bine cotată marfă, să spun așa, banul, și-a păstrat prețul constant. Cursul leului nu s-a mișcat cu toate crizele energetice, cu pandemie și cu război, cursul leului nu s-a mișcat și nu s-a mișcat tocmai datorită acestor bani care au venit de afară, bună parte dintre ei fonduri europene. Dar pentru județul Constanța, ce poate să facă un parlamentar pentru problemele și nevoile specifice ale județului? Parlamentarii au un rol foarte important, în primul și în primul rând, numărul de parlamentari este cel care este luat în calcul atunci când se stabilește un guvern.
Iar guvernul se mai numește și executiv. El este cel care pune în practică orice politică un anumit partid ar avea-o la un anumit moment dat. Tocmai de aceea este foarte important să fii la guvernare și a fost motivul pentru care Partidul Național Liberal a rămas și rămâne în continuare la guvernare. Orice, fac o paranteză, orice manual de politologie, aș citi orice note de curs din Moldova, din Brazilia, din România sau din Statele Unite, au trecut acolo la primul capitol cel legat și de partidele politice. Scopul fundamental al partidului politic, orice partid politic are ca scop fundamental preluarea guvernării, pentru că fără guvernare poți să ai un milion de măsuri, poate chiar foarte bune, nu le vei putea pune în practic. Este foarte important să fii partea guvernării, este foarte important să-ți impui propriile tale măsuri, cum a fost, un singur exemplu, vi-l dau, tot vorbeam de antreprenori, cum a fost propunerea deputatului Florin Roman de la PNL la începutul anului de a prinde în legea bugetului faptul că în acest an nicio taxă și niciun impozit nu vor crește și nu va fi introdus niciun impozit nou. Este o măsură pe care, dacă nu am fost la guvernare, nu am fi reușit să o implementăm în favoarea electoratului nostru, care, în care o categorie destul de mare o reprezintă antreprenori. Deci, de aceea este foarte important să fii la guvernare, de aceea este foarte important și rolul unui parlamentar, în primul rând acesta, este să asigure buna guvernare. În al doilea rând, iarăși cum discutam mai devreme, trebuie să ții cont de nevoile specifice existente în județul tău și în cazul în care acele nevoi specifice se regăsesc și în alte județe, să intri în contact cu politicienii din zona respectivă, cu parlamentarii din zona respectivă, indiferent de culoarea politică, astfel încât problemele respective să-și găsească un cadru legal și instituțional. Vă pot da un exemplu, renunțarea la aplicarea cotei de TVA în cazul achizițiilor pentru spitale a fost o inițiativă care s-a bucurat de sprijin din partea tuturor formațiunilor politice. Astfel de inițiative nu fac altceva decât să dea un plus comunității într-un anumit domeniu, în cazul de față în domeniul sanitar. Am văzut în comunicarea publică a parlamentarilor din Constanța și din Tulcea multe lor de poziție în legătură cu subiecte precum drumul expres Tulcea-Constanța sau alternativa sud, drumul acela care merge sudul litoralului și leagă autostrada așa, și spitale regionale, nu știu ce, tren metropolitan. Cum poate să se implice un parlamentar în astfel de teme? În primul rând, orice astfel de temă are în spate un act normativ. Ori parlamentarul face parte din legislativ și atunci acel este în atribuția lui să emane acel act normativ. În al doilea rând, nu este reglementată activitatea de lobby în legislația românească, însă atâta timp cât, repet, ești la guvernare ca partid politic, poți discuta cu colegii tăi și poți sensibiliza vis-a-vis de anumite probleme aferente comunității în care trăiești. Proiectele la care ați făcut parte sunt proiecte care se vor materializa. Alternativa Techirghiol este în proces de execuție, în momentul de față, este contractată, are sumele alocate, va începe proiectarea și execuția. De asemenea, sunt alte trei drumuri care sunt în fază de proiectare cu bani din Anghel Saligny sub egida Consiliului Județean și a Agenției pentru Dezvoltare Durabilă. Spitalele, s-a discutat despre spitale, atât despre cele care țin de autoritatea municipală, cât și cele care țin de Consiliul Județean, că vorbim de pediatrie, de mama și copilul, de spitalul pentru boli cardiacice, oncologice și cardio. De asemenea, este în fază de analiza documentației și urmează să fie semnat proiectul drumul expres Constanța-Tulcea, care duce și face înspre Moldova și face legătura cu podul de la Brăila. Deci sunt inițiative care au presupus un efort de echipă din partea PNL local,
uneori chiar împotriva, aș putea spune, celor care gestionează ministerele respective, întrucât nu erau neapărat de aceeași culoare politică. Ultima întrebare. Vă propun să ne amintim de o expresie care spune că în ranița fiecărui soldat se află un baston de mareșal. Este chiar o carte. Și vreau să vă întreb, unde visați să ajungeți în politică? Aici m-a obligat să fiu foarte personal și foarte mai deschis, poate, decât e sănătos. A fost o perioadă în care sunt un om ambițios. Dacă nu ești ambițios, nu poți accede nicăieri, pentru că trebuie să ai capacitatea să-ți urmărești obiectivele, să îți constitui echipă, să-ți constitui aliați, să eviți orice încearcă să-ți stea în cale. A fost o perioadă în care îmi doream foarte mult funcții, fie că era vorba de domeniul politic, fie că era vorba de domeniul administrativ în care am lucrat în ANAF. După care am schimbat puțin optica, poate și datorită vârstei, și mi-am propus pur și simplu să-mi fac treaba. Am mai spus-o și o vom mai spune, mi-au fișa postului, mă uit, văd ce am de făcut, îmi fac treaba și în momentul în care este nevoie de mine, sunt acolo, indiferent că vorbim de administrație, de politică sau de alte domenii. Răspunsul dumneavoastră mă determină să mai adresez încă o întrebare. Care credeți dumneavoastră că este cel mai important lucru în viață? Dacă aș formula filozofic, ar suna sensul vieții. Care credeți că e? Nu cred că există... Pentru dumneavoastră, care este? Nu există bine sau rău, există doar potrivit sau nepotrivit. Și chiar și acest potrivit sau nepotrivit la o persoană se poate schimba de-a lungul timpului în funcție de diferite experiențe pe care le acumulează și în funcție de diferite situații în care se regăsește. Eu sunt un om centrat pe obiective, cel puțin în momentul de față. Obiectivul meu îl reprezintă câștigarea alegerilor prezidențiale și a celor parlamentare în momentul de față. După 8 decembrie voi vedea care sunt alte obiective. În momentul de față nu mai sunt prefect. Cât timp am fost prefect, obiectivul meu era acela de a-mi îndeplini atribuțiile ca prefect, nimic altceva nu exista. În momentul de față sunt focusat pe ceea ce înseamnă alegeri prezidențiale și parlamentare, după aceea, în funcție de fișa postului pe care l-avea la momentul respectiv, văd ce am de făcut. Mulțumesc pentru că ne-ați răspuns întrebărilor și mult succes! Vă mulțumesc și eu și pentru mulțumirile dumneavoastră și pentru urările de succes. Îmi place să cred și nu fără un motiv că succesul Partidului Național Liberal reprezintă un plus pentru fiecare om din Constanța, mai ales că 75% dintre constanțeni trăiesc în comunități administrate de liberali.